Bun, Rac, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este citirea ta în care vom urmări în oglindă energiile tale și ale persoanei la care tu te gândești. Și, bineînțeles, vreau să extrag un mesaj din acest oracol în care să vedem ce fel de conexiune împărtășești tu cu această persoană în această perioadă, persoana la care tu te gândești pentru Rac. O persoană pentru care tu trebuie să ai răbdare și în această situație, nu neapărat pentru persoana asta, cât în această situație ți se cere să ai răbdare. Numărul 17 poate fi important pentru tine. 1 plus 7 fac 8. 8 este cartea puterii în tarot. Ți se cere să dai dovadă de răbdare, da, compasiune, și de asemenea văd acest mesaj care îți spune că iubirea este răbdătoare și blândă întotdeauna. Deci e o persoană aici pe care tu o iubești, în primul rând. Dar în același timp, în această situație cu această persoană la care tu te gândești, e necesar să ai răbdare. Numărul 22 este în ceea ce vine din energia de la baza pachetului, the heart of the matter. Și în acest card ți se spune că sunt mai multe lucruri care se petrec dincolo de ceea ce tu poți să vezi cu ochiul liber. Deci sunt mai multe lucruri care se petrec aici și poate de care tu nu știi, poate pentru care tu ai așa un soi de intuiție și e necesar să îți păstrezi răbdarea, să fii răbdătoare, răbdător și blând întotdeauna. Cine ești tu în această situație din oracolul energiilor? Cine ești tu în această situație? Storm warning, numărul 10. Parcă ești persoana în această situație cu această carte Storm Warning și Blossoming Abundance, cifra 3. Precum un meteorolog sau precum o persoană care aduce anumite avertizări în această situație. Și Storm Warning arată niște semnale, precum că poate există semnale de furie, poate există semnale de nerăbdare cu tine și totuși în același timp ești îndemnat să îți păstrezi, să ai răbdare aici. Cine este această persoană? Nu știu, ceva cred că te-a provocat în această situație cu această persoană și ești pe cale să explodezi, pe cale să izbucnești, pe cale să spui adevărul nu tocmai în modul cel mai elegant. Cine este această persoană la care tu te gândești? Hai să vedem. Bărbatul care ține în mână o inimă. Cineva foarte iubitor, de altfel, și foarte o persoană diplomată, o persoană care are iubire pentru tine și cu acest card, acțiune, de la baza pachetului, îmi dă senzația că tu ceri ca acțiunea în această situație să se petreacă așa rapid.
pe când această persoană, nu știu, caută să te liniștească, caută să găsească momentul potrivit pentru a acționa în așa fel încât împreună să aveți parte de victorie. Caută acea cale de mijloc și înspre divinitate, înspre lumina care să vă ducă împreună. Nu spun că tu nu cauți același lucru, dar ceva în situația de față și voi vedea acum care este situația dintre voi în perioada asta. Ceva pe tine te-a provocat. Și văd roller coaster și control. Da. Control și tactici și adrenalină în același timp și situații care sunt când sus, când jos, când în stânga, când în dreapta. Nu există o stabilitate aici, dar totuși în ceea ce vine înspre voi văd această reuniune, există această legătură sufletească între voi. Chiar dacă există și acest control din partea unuia, posibil din partea acestei persoane, dar foarte posibil și din partea ta, e în situația dintre voi, nici nu mai contează din partea cui vine acest control. Clar e că în același timp pe tine te provoacă ceva anume, iar pe această persoană, pentru această persoană, există multă iubire pentru tine, în același timp nu va acționa sub imboldul acela de a se lăsa controlat, ci de a răspunde doar pentru a te mulțumi. Hai să văd din tarot ce mesaje primim din tarot pentru tine, mesaje pentru rac și pentru cei care urmăresc. Poți să fii un leu care urmărește pentru zodia rac. Poți să fii rac la cuspida cu leul sau pur și simplu să ai un stelium pe această zodie, să ai un marcaj important pe această zodie. Mesaje pentru tine. Să urmărești o persoană, bineînțeles, în zodia rac. 6 de monede. 6 de monede este cartea actelor de caritate. 6 de monede este și cartea susținerii. Dar vezi tu, există și această acțiune poate nu gândită foarte bine, pentru că avem cavalerul acesta de spade. Cavalerul de spade nu este suficient de matur în a mânui sabia sa și acționează foarte rapid în același timp. Poate fi un gemeni, o balanță sau un vărsător implicat aici. Și te văd pe tine liniștit, liniștită sau această persoană și cineva aici e în plină furtună, cum am văzut și în energia ta din această conexiune. Hai să vedem. Ceva pe tine te nemulțumește și există și un soi de toxicitate care vine din partea acestei persoane. Justiția este în viitorul posibil între tine și această persoană. Justiția vorbește despre parteneriate, poate vorbi despre o balanță din viața ta.
Justiția vorbește despre contracte, despre echilibru, despre justețe, corectitudine, hârtii. Acte în domeniul acesta al justiției, poți să ai de a face cu o astfel de situație sau cu o astfel de persoană. Și în viitorul posibil între tine și această persoană. Totuși, pe tine te văd că urmărești persoana ta și ceva pe tine te provoacă și îți provoacă răbdarea. Văd pajul de spade aici și vreau să știu mai multe despre acest paș de spade. Îți adun informații și ești ușor nehotărât pentru că tu ai această cupă și îți dorești acest nou început proaspăt și curat și plin de iubire. Dar simți că lucrurile cer efort în această situație. Această persoană se simte neînțeleasă, să știi, și în gândurile sale are acest 5 de monede. Poate felul, nu știu, abraziv, abrupt sau foarte rapid în care tu acționezi și în care poate negândit așa ți-ai ales independența. Și spun negândit în sensul că chiar îți este încercată răbdarea în această situație. Iar această persoană în gândurile sale are acest 5 de monede. Fie se gândește să își folosească controlul și într-un anume fel să te pedepsească și să te facă să te simți lăsată pe din afară sau lăsat pe din afară și astfel să acționeze într-un mod imatur. Fie se simte el, ea, această persoană, astfel din cauza acțiunilor tale. 6 de bâte este în sentimentele tale. Acest 6 de bâte vorbește despre o anume reușită, poate cu un anume săgetător sau un leu. Te simți apreciată pentru faptul că ai ales calea de mijloc. Și vezi tu, văd acest card, 6 de bâte în sentimentele tale. Este cartea leului și lecția leului este în iubire, cel puțin este aceea de a învăța și că în iubire e necesar să fii umil. Leul este destul de mândru și orgolios. Și iarăși cu această carte temperanța mi se spune că îți este încercată răbdarea. Ce să mai? Îți este încercată răbdarea. Timp e necesar să treacă aici pentru că și sunt lucruri care sunt permise așa din partea divinității, cumva, pentru că văd și acest hierofant care vine la baza pachetului. Divinitatea permite ca acest lucru să se întâmple pentru a se găsi o soluție în mod ultim, cumva, în cele din urmă. Și timp e necesar să treacă dacă îți dorești cu adevărat acest angajament. Sau pentru ca acest angajament serios să vină înspre tine. 3 de cupe este în sentimentele sale. 3-ul de cupe. Hai să vedem. 7 de spade. Nu m-am exprimat foarte rapid în privința acestui 3 de cupe pentru că așteptam și clarificare. Această persoană este conștientă de faptul că este urmărită. În același timp, cu acest 7 de spade și 3 de cupe, e o energie mai sneaky, așa, o energie care poate să vină cu un trio din partea sa. De ce 7 de spade, 3 de cupe?
De ce 7 de spade, 3 de cupe? Ceva ce eremitul, energie de fecioară. Da, poate fi o energie care arată că această persoană este preocupată și de altceva în afară de energia ta. Mai există cineva în acest mix? Poate o fecioară. Poate. Această persoană s-a retras pentru a gândi mai mult și mai bine situația voastră. Cine este aceasta a treia energie care, da, poate fi o persoană, dar și un hobby al acestei persoane, o, ce știu eu, pajul de bâte. Cineva care îi trezește entuziasmul acestei persoane. Și parcă nu pot să pun așa punctul pe ei, parcă nu îmi dă voie să. Deși avem în acțiunile sale acest diavol care vine cu toxicitate, ceva nu îmi dă voie să văd exact dacă e o persoană, dacă e o adicție, pentru că treiul de cupe poate să vorbească și despre un obicei nesănătos. În acțiunile tale văd acest as de monede, această ofertă de angajament, această. Acest nou început, acest cadou pentru această persoană și cadourile pot fi și dintre cele care nu sunt împachetate, nu neapărat material, la asta mă refer. Dar poate fi vorba despre susținere prin energia și atenția ta și tu asta faci pentru această persoană, cumva astfel acționezi. Dar iarăși, răbdarea ta îți este încercată și e pe cale să izbucnească aici o furtună. Hai să văd, totuși, să aflăm mai multe lucruri despre acest as de monede și despre situația voastră pentru puterea. Poți să ai iarăși leu pe harta ta natală, dar și tu simți că e ceva ce îți este ascuns. E ceva ce cu acest 7 de spade, ceva ce îți încearcă răbdarea. Și nu știu ce. Hai să vedem cu acest diavol. Despre ce este vorba cu acest diavol? Poate fi vorba pur și simplu despre aceste tactici de control aplicate de această persoană. Spânzuratul. Și regina de cupe la baza pachetului. Regina de cupe poate fi energia ta. În același timp, cu acest spânzurat poate fi un pești din viața acestei persoane. Totuși, poate fi atât de simplu, atât de simplu, nu e atât de simplu cu diavolul. Dar poate fi o situație în care această persoană este pur și simplu blocată de un alt personaj, de un pești. Sau este blocată pur și simplu de un capricorn. Sau pur și simplu blocată această persoană și nu poate să vină în direcția ta. Dacă ar veni, ar veni cu această toxicitate. Și cu necesitatea aceasta de a se face sacrificii și compromisuri. Compromisuri pentru care, pentru unele compromisuri se merită să mergi mai departe, pentru altele nu, nu? Hai să văd de ce steaua, în surpriza din partea divinității, vine cu această speranță renăscută. Pentru tine această persoană cred că reprezintă un ideal. Poate fi o energie de vărsător iarăși aici.
o împlinire a unei anumite dorințe și văd iarăși pajul de spade, cumva tu prin sau adunându-ți aceste informații, posibil să afli anumite lucruri care vin așa la pachet cu o surpriză, ca și cred eu că e ceva plăcut. Hai să văd. Deci, ce surpriză vine înspre tine? Regina de cupe. Și nebunul la baza pachetului. Cine este această regină de cupe? Poate fi energia ta sau poate vorbi despre dragoste în general. Cine este această regină de cupe? Soarele. Soarele aduce claritate, aduce lumină. Și doi de cupe. Și nebunul. Cred că este energia ta. Dar cumva vine acest parteneriat, această vindecare între tine și această persoană, în urma căutărilor tale, în urma a ceea ce tu vei vedea adunând informații în această situație. Totuși, judecata este în blocajul dintre voi. Judecata vorbește despre acea energie de reconciliere, despre a da o nouă șansă. De ce judecata aici? Regina de bâte. Și îndrăgostiți. Nu, eu cred că există mai multă lume aici. Regina de bâte poate reprezenta cea de-a treia energie. Regina de bâte poate reprezenta cealaltă femeie. De multe ori este o persoană foarte atractivă, foarte cineva care a stârnit interesul aici în această persoană. Și cred că este din partea aceasta. Justiția și e necesară o decizie. Lucrul acesta reprezintă totuși blocajul între voi. Ok. Justiția vine în viitorul posibil aici. Am spus câteva cuvinte despre acest card, justiția, și vreau să văd clarificare. 8 de monede. Nu știu, ai de a face cu un avocat pentru unii dintre voi. Sau cu contracte, hârtii la muncă, sau o persoană pe care o cunoști de la muncă. Sau pur și simplu te vei distanța, vă veți distanța unul față de celălalt, e un rezultatul posibil, viitorul posibil în această situație. Și te vei preocupa mai mult de munca ta. Acest 8 de monede despre asta poate să vorbească. De ce 8 de monede și justiția în viitorul posibil între tine și această persoană? 10 de monede. Nu știu, cred că vei decide să dai o șansă, poate unei balanțe sau muncii tale, stabilității tale, comunității tale, cumva ceva ce te-a rănit, da, dar pentru că văd ca acest nouă de bâte, războinicul rănit, dar de fapt asta te va determina să dai o nouă șansă să conștientizezi unde să dai o nouă șansă și poate fi cu o balanță la muncă pentru tine. Unele dintre persoanele de aici vor da o șansă unei anumite pasiuni, unui hobby. Se vor preocupa mai mult de munca și stabilitatea personală și totuși e ceva ce îți
te împlinește. Ceva ce îți aduce iarăși și mândrie, pot să spun. Ceva ce reprezintă o dorință împlinită pentru tine, dar nu e persoana asta. E, da. Hai să văd sfatul pentru tine, 10 de cupe. Și 3 de cupe la baza pachetului. De ce 10 de cupe în sfatul pentru tine? Regele de bâte, poate fi un semn de foc, leu, berbec, săgetător și văd și regele de cupe aici. Cred că foarte mult amândoi sunteți în energia masculină. Și sfatul este această comunicare cu claritate, cumva, care să vă aducă amândurora claritate, să manifestați această comunicare care, prin care să înțelegeți, măi, noi suntem făcuți unul pentru celălalt, are rost să... Și chiar dacă există dragoste aici, pot să spun că există. Cu acest bărbat care ține în mână inima, există. Dar... Nu știu, cred că pe final de perioadă vei conștientiza faptul că chiar dacă există o legătură sufletească aici, nu știi cât se merită să continuați în acest pattern, în acest tipar de comportament care nu va aduce, nu știu cât va aduce împlinire, să cauți împlinirea sufletească. Și poate fi cu acest rege de bâte. Și eu în sfatul tău, tu vei ști despre ce este vorba și cumva ce te ajută pe tine, pentru că ești conectat cu intuiția ta, ești conectat, ești în echilibru între mental și inimă și știi să ți-ai stăpânit acest tărâm al emoțiilor. Și nu te conduce el pe tine cumva. Ok, cam atât am pentru astăzi. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului. Eu vă mai aștept aici. O apreciere, un comentariu de-al vostru este foarte benefic pentru că nu mă ajută pe mine sau doar pe mine, cât ajută și pe ceilalți care urmăresc acest videoclip și văd comentariile voastre și văd din părticică din povestea voastră și din felul în care noi ne vindecăm aici. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag și recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!